Sunt Ana Maria Negrilă și de curând am scris și iată acum am publicat un roman istoric denumit Cele patru oglinzi ale adevărului. Acesta este un roman al devenirii, este povestea unui tânăr foarte talentat care își dorește încă din copilărie să picteze. Începe prin a picta pe stânci, într-un sat din Moldova, apoi ajunge printr-un concurs de împrejurări la o mănăstire. Acolo el își desăvârșește într-un fel acest talent, dar destinul, și putem spune destinul tragic, îl mână și mai departe până în cetatea Suceavei, unde are parte de tot felul de aventuri, unde cunoaște un tânăr misterios care are legătură cu alchimiștii și care i s-a pornit nemurirea. În timp, el ajunge să fie deturnat de pe acest drum pe care pornise și se îmbarcă, ca să zic așa, într-o aventură care îl va duce foarte departe, aproape de zidurile Constantinopolului. Soarta lui va lua din nou o altă tundură și în cele din urmă va afla atât despre el cât și despre ceilalți lucruri care îi vor da o altă imagine asupra lumii. Este vorba despre o lume medievală, o lume brutală. Până la urmă, Ștefan, dincolo de talentul lui, este un om de rând, un om care are un vis și pe care și-a dorit să-l realizeze în ciuda faptului că perioada respectivă îi oferă foarte, foarte puține alternative. Recomandă cartea de pe cărturești.ro, o vei primi cu autograf, imediat ce va ieși de Adipar. Îți mulțumesc și sper ca această carte să fie o aventură extraordinară pentru tine.